mulțumim foarte mult pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat și acum pentru că a avut răbdare cu noi și domnul Mihai Antonescu, l-aș ruga să poftească la microfon să ne spună câteva cuvinte. Salvit barba! Da. Din păcate, suntem mulți care dorim să vorbim și asta e, trebuie să avem răbdare. Vă mulțumim frumos că ați acceptat să veniți. Aș vrea să le spun mai primelor noștri confrați, aflați la început de drum, că scrisul este o suferință asumată, dar că orice izbândă are dreptul la nemurirea ei. Sigur, nu toți vor ajunge la un final. Nu toți vor avea o glorie pe măsura eforturilor lor. Nu știm cine vor fi, cei care sau cei care nu. Dar lupta într-o așa mare de și extraordinară candidatură la eternitate merită dusă. Pentru asta toiege solide, pentru asta încălțări de măsură și în preajma celor care pot să vă ajute și celor care sunt și odată au fost la început drum așa cum sunteți dumneavoastră toți aici. Vă iubesc și vă respect pentru putezanță și vă mulțumesc succes. Mulțumesc.